Un cuvânt apus în dificultate, elevii ce au susținut simularea bacalaureatului, este vorba despre cuvântul sforțare. Potrivit dexonline.ro, a sforța înseamnă a face, a depune un efort fizic sau intelectual, a se opinti, a se sili, a se strădui. După cum se pare, candidații au avut o simulare plină de sforțări. Cum tot românul știe că cine se scoală de dimineață departe ajunge, căutările termenului sforțare au început imediat după miezul nopții, până la ora începerii examenului, depășindu-se media zilnică a ultimelor luni. Între 9 și 11 au fost aproape 300 de căutări. Între 11 și 12 au fost aproape 3000 de căutări, dar presupunem că după ora 11 elevii au avut voie să iasă din sălile de examen. Se arată într-o postare a Dex Online de pe pagina de socializare. Pe 7 martie, elevii care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale vor susține proba la limba și literatura maternă. Elevii vor afla rezultatele de la simulare pe data de 15 martie. Așa cum s-a întâmplat la simularea evaluării naționale, lucrările vor fi scanate în clasă și corectate pe platforma digitală. Probele din cadrul simulării naționale a examenului de bacalaureat încep la ora 9, iar accesul elevilor în sală este permis până la ora 8:30. Totodată, repartizarea elevilor pe săli se realizează astfel încât aceștia să fie așezați câte unul în bancă în ordine alfabetică. Elevii au la dispoziție 3 ore pentru a rezolva subiectele primite pentru simularea examenului de bacalaureat 2024, timpul fiind calculat începând din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor. Notele nu vor fi trecute în catalog, ci vor fi discutate cu profesori de la clasă, astfel încât elevii să înțeleagă ce au greșit. Reamintim calendarul examenului de bacalaureat 2024, prima sesiune, 1 iulie, proba scrisă la limba și literatura română, 2 iulie, proba scrisă la proba obligatorie a profilului, 4 iulie, proba scrisă la proba la alegere a profilului și specializării, 5 iulie, proba scrisă la limba și literatura maternă.